Salut, Stelian. Fără prea mare introducere, hai să trecem direct la faza respectivă, cea despre care se vorbește. Cum a fost? A fost un stadion întreg, o țară întreagă care s-a uitat la meci. Eu n-am intenționat să critic arbitrajul, nu stă în caracter, nu știu dacă am făcut-o de multe ori în viață, dar sunt dezamăgit pentru că și-a bătut joc de niște familii, în primul rând, și-a bătut joc de suporterii ăștia minunați. Nu cred că meritam. Să zicem că îmi dai galben pentru intenție, că vin tare sau, mă rog, ce vrei. E clar, sunt multe. Cred că cea mai bună soluție pentru toată lumea ar fi varul, e clar. Pentru că la var, simplu, n-a fost maxim galben. Dar tu ai ceva să-ți reproșezi? Ai mai rămas timp de 3 minute pe teren, n-ai fost cu greu scos? E clar că îmi reproșez, că mi-am lăsat cu echipierii, i-am îngreunat situația, clar. Îmi pare rău, îmi cer scuze pe această cale. Am stat pe teren pentru că am vrut să îl întreb. N-am protestat pentru să mă duc să mă iau de vreun jucător sau a fost un meleu pe acolo, nu știu ce s-a întâmplat. Nu, l-am întrebat simplu. Nu, n-am vorbit, pentru că știe toată lumea că este un arbitru foarte arogant. Adică nu l-am înjurat, nu-mi stă în caracter, nu l-am certat. I-am spus, spune și mie să mă duc și eu la vestiare liniștit. De ce mi-ai dat roșu? N-a vrut să vorbească, mi-a spus doar atât, că ai 3 minute, altfel opresc jocul, nici nu mai știu ce mi-a spus pe acolo. Mi s-a mai întâmplat și în trecut cu el, chiar la meciul cu Mioveni, un contraatac, vreau să fac fault, îmi strigă el mie să nu fac, nu fă, luăm gol. Mulțumesc. Astăzi la fel. Vă repet, n-am intenționat să dau un el, că toți greșim, cu toții greșim, dar aroganța și felul în care ne tratează, eu vă dați seama, acum o să iau probabil minim vreo două etape, ce mai scrie dânsul în raport, că se simte și atacat, probabil că e Ișvan. Îi doresc sănătate, dar să analizeze și el, pentru că, repet, avem familie cu toții și suferim. Dar fusese înainte cu câteva secunde, câteva minute, o discuție între tine și Ișvan Kovac și ți-a atras atenția asupra unui lucru, nu știu, ai protestat sau te-a avertizat cu ceva, cum a fost? Da, a fost, eu unul l-am cerut fault pentru că am simțit că am fost împins, bineînțeles că m-a tratat cum ne tratează de obicei, cu aroganță, l-am întrebat de ce nu dai fault și bineînțeles că mi-a răspuns pe tonul lui tipic, pleacă, dispare, ceva de genul, nu mai știu, dar... Ai lacrimi în ochi acum? Nu, mă doare, pentru că muncim, știm cu toții ce situație grea este la echipă. Îmi doresc să pun numărul, de asta am venit, îmi doresc să facem o familie, o echipă frumoasă și, din păcate, în această seară a zis cu toți și a bătut joc de noi. Vă îndreptați totuși spre acea zonă roșie? E mult spus, e clar. Dar și 5 înfrângeri consecutive, fără gol marcat, la fel, e foarte mult pentru o echipă ca Dinamo. Într-adevăr, dar campionatul este lung, ușor formăm o echipă și o să vedeți. Băieții care au venit sunt jucători de valoare, știu ce înseamnă Dinamo, sunt fer convins că o să ne ajute foarte mult și puțină răbdare pentru că au nevoie de pregătire unii, vom fi o echipă bună. Totuși, ce s-a întâmplat după eliminarea ta? Dinamo s-a dezintegrat, doar acea fază este responsabilă de scor, de evoluție. Am mai văzut meciuri în care o echipă era 10 contra 11 și nu s-a întâmplat așa ceva. N-am jucat cu o echipă oarecare, am jucat cu Steaua, o echipă cu jucători de valoare, jucători buni. Nu neg faptul că poate ne-au fi bătut 11 la 11, dar preferam să ne bat așa. Este o echipă de valoare și s-a rupt, e clar. Când joci în prioritate, e greu. Asta e adevărata diferență dintre cele două echipe? Nu, no, cu siguranță nu. Eu cred că 11 la 11 altul era rezultatul. Dar e greu când rupi jocul așa, e greu. Mulțumim! Seara bună!